Uite ce mulți ați venit. Stați jos, stați jos că-i măturat. Dați-mi voie să mă prezint. Sunt detectivul Shomoyog Holmes și am primit sarcina să rezolv un caz foarte, foarte dificil. Da, cazul statului paralel din România. Probabil vă întrebați de ce am vrut să fiți toți de față în seara asta. Simplu, dragii mei, pentru că am rezolvat cazul și în această seară voi demasca statul paralel de față cu toată lumea. Sunteți pregătiți, da? Totul a început într-o seară ploioasă, când statul paralel tocmai plătise niște tefelei cu 50 de lei de căciulă și 30 de lei de patruped ca să protesteze împotriva guvernului legitim. M-am deghizat în câine și m-am luat după unul dintre acești dulăi vânduți. Eram sigur că o să mă duc înapoi la Soros. Dar n-a fost așa. Ghiciți unde m-a dus? La sediul PNL, unde ce credeți că a făcut? S-a ușurat pe gard. Am zis, hopa! Aici e sediul statului paralel. În fața la PNL era doamna Alina Gorghiu, care încerca să convingă un copil să-i deschidă ușa de la intrare. Bine, nu era chiar un copil, era un om cu minte de copil, Ludovic Orban. M-am strecurat prin spatele clădirii, nimeni n-a făcut opoziție și ghiciți ce am găsit la PNL. Discuții inutile, valută și mașini de scris, dar nici urmă de statul paralel. Și am început să mă gândesc, cine ar folosi mașini de scris în ziua de azi? Și mi-am dat seama că numai hipsterii. Așa că m-am dus la sediul USR în căutarea statului paralel. La USR toată lumea filma pe toată lumea cu telefoanele, așa că nimeni nu m-a băgat în seamă și am putut să caut liniștit. Am găsit niște idei demodate de când era Nicușor Dan în partid, am găsit niște icoane cu Cioloș și niște planuri pentru o utopie tefelistă. Da, atât, atât. Așa că am luat cu mine niște mâncare vegană și m-am cărat. Pe drum, un gând continua să nu-mi dea pace. Dacă statul ăsta paralel de care tot auzim e chiar PSD-ul care vrea să se joace cu mintea noastră, După ce am văzut un om cu hamster, am zis că e un semn și trebuie să verific. Am intrat în clădire prin spate, pe la intrarea Adrian Năstase. Deputatul Rădulescu mitralieră păzea holul înarmat, desigur, cu o mitralieră. La el în birou, Liviu aștepta cu bagajele la ușă și tot repeta în oglindă: sunt nevinovat, sunt nevinovat. Olguța era în bucătărie, tăia niște salarii, da. Gabi Firea stătea pe canapea și nu făcea nimic pentru București. La un moment dat am crezut că am dat peste seiful partidului, dar de fapt era doar un dulap cu premieri aruncați. Da. Un Grindeanu, un Tudose. Era și doamna Dăncilă acolo, dar dânsa mi-a zis că doar exersează. În rest, nicio urmă de statul paralel. Ciudat, ciudat. În metrou am văzut pe cineva mâncând o portocală. Atunci am făcut legătura. Dacă statul paralel e de fapt opera DNA-ului,
Am zis că merită să investighez. La intrare, ce să vezi? Codruța ținea conferință de presă de 8 ore și aceiași 4 ziariști se tot așezau la coadă să-i pună întrebări. Am profitat de diversiune și m-am strecurat înăuntru. Dosare peste tot. Înregistrări cu și fără mandat. Din temnițe se auzeau suspecții cum țipă că e o scenare, dar nu-i deranjează să toarne pe cineva dacă e cazul. Am găsit un dosar Microsoft făcut pe genunchi. Am găsit orgolii personale mari, mari, dar am găsit și niște oameni care își făceau treaba. Mulți, da. N-am găsit însă nicio urmă de stat paralel. Și toată noaptea m-am frământat. Bă, ce să fie? Ce să fie? Cine ar putea să fie statul paralel? Am fost pe la Isărescu, număra bani. Am fost pe la prefericitul Daniel, număra bani. Mai mulți bani. La SRI, închis. Scria pe ușă, nu sunați, ieșim noi din când în când. Pentru tăieri de porc și alte paranghelii, ne vedem la sediul K14. Klaus, apropo de K, e tot plecat. Prin școli, spitale și tribunale nu e nici urmă de stat în țara asta. Cu atât mai puțin de stat paralel. Și totuși vorbim în continuare de statul paralel ca și cum ar fi un lucru adevărat care chiar există. Și atunci mi-a picat fisa și am rezolvat cazul pe loc. Da! Doamnelor și domnilor, chiar vreți să știți cine e statul paralel? Vă zic eu. Voi. Da, da. Voi sunteți statul paralel. Noi toți suntem statul paralel, pentru că suntem paraleli cu tot statul lor și ne ducem viețile în paralel și acum și după ce statul lor n-o să mai fie. Totul e să fim atenți să nu ne intersectăm niciodată, da? A? Ce ziceți? Sunt un detectiv bun sau nu? Păi am rezolvat cazul. Bun, acum poate... poate m-a ajutat și pe mine să-mi găsesc mașina. Eu de fapt asta căutam. Am parcat în paralel pe undeva prin statul ăsta paralel și habar n-am unde am lăsat-o. Mulțumesc! Bun venit la Starea Nației. Eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Legat de scandalul de acum din DNA, trebuie să începem cu definirea contextului. Că aici e marea problemă, în opinia mea. Foarte mulți pleacă de la idei false cu privire la ceea ce se întâmplă. Așadar, 1. Acest scandal nu este despre nevinovăția unor inculpați. Nici pe departe. Și 2. În acest scandal ne întrebăm dacă practici specifice unor procurori vom vedea dacă legale sau ilegale sunt ceva obișnuit în DNA. Procurorii au respectat legea în administrarea acestor probe. Procurorii n-au cedat pentru că știu că au respectat legea în ceea ce au făcut. Procurorii n-au cedat pentru că știu că nu au falsificat probe, pentru că procurorii știu că au acționat legal. Bun, acum că ne-am lămurit cu definirea contextului, să vedem despre ce discutăm. Să luăm denunțurile. Câte dosare DNA nu s-au făcut pe astfel de denunțuri ale unor oameni care au probleme cu legea? Cred că mai ușor răspundem la întrebarea câte dosare nu s-au făcut plecând de la denunțurile unor oameni care au probleme cu legea. E mai simplu. Trebuie să admitem că trăim în epoca asta a denunțurilor. Ok, am dat drumul la robinet, haideți să-i ascultăm pe toți. Evident, evident, un denunț trebuie verificat. Un denunț prin el însuși nu este o probă, nu este un argument suficient. De foarte multe ori, din propria inițiativă, acest inculpat s-a prezentat la Serviciul Teritorial Ploiești și din proprie inițiativă a formulat denunțuri cu privire la fapte de corupție. Orice denunț, orice denunț, așa mă gândesc eu, trebuie verificat. Adică nu poți să-l verifici doar când e despre unii, când îți dă ție posibilitatea să-i faci cuiva un dosar, iar când denunțul e despre procurori ai DNA să zici: ia termină mă, inculpatule, bă, tași naibii din gură că ești un inculpat urnător, vai mama ta de om. Repet, aici nu discutăm dacă unii sunt vinovați sau nu. Ei sunt cetățeni, iar pe ușa României scrie democrație. Încă. Legea nu prevede nici o posibilitate a procurorului șef de a suspenda procurorii din funcție.
Suspendarea unui procuror din funcție se face în cazuri strict prevăzute de lege și este competența Consiliului Superior al Magistraturii, secția de procurori sau de judecători. Eu nu pot să sancționez procurorii și nu pot să-i suspend din funcție și nu pot să-i pedepsesc. Doamna Chioveși, mă scuzați, așa la ochi, ce ne ziceți pare o minciună. N-aveți ce să le faceți procurorilor, dar de fiecare dată când s-a întâmplat ceva la DNA ați luat măsuri împotriva procurorilor? Mă rog, ne spuneți și ceva foarte interesant. De fiecare dată când a fost un procuror din DNA care a încălcat legea, care a făcut o eroare în activitate, care a obținut achitare, în care a constatat instanța că a greșit când a făcut în dosar un anumit act, de fiecare dată am luat măsuri. Mm-hmm. Ați luat măsuri împotriva procurorilor care au primit achitări în instanță pe dosare instrumentate de ei? De ce? Ați stabilit că dosarele au fost prost instrumentate? Și despre ce sancțiuni e vorba? Mă rog, nu putem pune chiar atât de multe întrebări. Cum era? Una de persoană, nu? Vă rog câte o întrebare fiecare ca să aibă timp toți. Doamnă, nu știu cum v-ați simțit dumneavoastră aseară, dar eu, văzându-vă, cred că ar trebui să comunicați mai des cu presa. Știu, există presă nasoală care nu vă place, dar să știți că și presa aia care nu vă place are în spate cetățeni, nu doar moguli care vă vor răul. Vorbiți cu oamenii, doamnă, lămuriți lucrurile, opriți din fașă speculațiile, comunicați, doamna Chioveși, comunicați și răspundeți concret criticilor, că uite unde se ajunge dacă ignorați pe oameni. Și totuși, legat de acest scandal, mi se pare că miza e în altă parte. Mai exact, în atitudinea dumneavoastră față de acest scandal. Acest atac nu este despre Chioveși. Acest atac este despre procurorii care și-au făcut treaba în ultimii ani. Pentru ce suntem atacați? Pentru că ne-am făcut treaba? Pentru că am dovedit fapte de corupție? Doamna Chioveși, cu toată dragostea, este jignitor ceea ce spuneți. Cum naiba e un atac împotriva unor procurori care și-au făcut treaba? Ce treabă? CSM a luat niște decizii, a dat afară din magistratură un procuror, urmează să facă alte anchete. Păi acu ce faceți? Puneți CSM-ul pe același nivel cu denunțătorii cărora nu le răspundeți pentru că sunt inculpați? Cred că totul este înțeles greșit de mulți, pe ideea că ce băi, Cosma e nevinovat, mă, Ghiță e nevinovat, Mazăre e nevinovat, Bica e nevinovată, asta ne spui tu? Nu despre asta e vorba, fraților. Nici ei, acești cetățeni acuzați, nu cred că spun despre ei că nu sunt vinovați. Aici e vorba despre căile prin care procurorii Ministerului Public ai statului demonstrează în fața unei instanțe că niște cetățeni sunt vinovați. Dacă induc sau nu instanța în eroare cu bună știință. Un procuror trebuie să afle adevărul. Păi vi se pare că asta s-a întâmplat în aceste cazuri care fac acum atâta vâlvă? Tot timpul, împreună cu colegii, am respectat legea în ceea ce am făcut. Nu se falsifică în probe în DNA. Mai spun o dată, cu riscul de a comenta unii și alții, ca în cazul lui Tolo, pus la zid pentru că a adresat întrebări într-o conferință de presă. Doamne, vă dați seama ce a ajuns țara asta? Nu mai ai voie nici să întreb ceva. Așadar, ca să fie clar, discuția este despre reguli, despre norme, despre statul de drept, despre instituții care trebuie să funcționeze. N-are legătură nici cu Chioveși și nici cu anumiți inculpați. Corupție, abuzuri, astea vor fi mereu. Contează modul în care instituțiile statului reacționează și în funcție de asta, încrederea societății în aceste instituții. Hai, Nea Tudorele, lasă că pe externe îl avem pe nenea Meleșcanu. Chiar l-a trezit cineva pe domnul Meleșcanu după Revelion? O fi stat mai mult la televizor și e obosit, are și dânsul o vârstă. E, hai că a venit Tudorel urgent azi în țară, așa cum a promis, domne, și a rezolvat situația, da. Deci, cum e domnul Tudorel cu DNA, cu Chiove și cu astea, că e foc în țară, bre? În zona centrală a Bucureștiului vor fi construite sediile Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Ministerului Public, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii, tuturor instanțelor și parchetelor din București. Ce e asta, mă? E de azi? Pe bune, te apuci de construcția cu neatul Dorele? L-ați mutat la construcții, s-a făcut minister de construcții, domnul Dragnea. Să care saci de ciment până intră mințile în cap sau ce? Lasă neatul Dorele, că avem pe alții care nu construiesc. Așa sunt ministerele, neatul Dorele, la noi. Unii nu fac construcții, alții nu fac reforme, alții nu fac educație. Suntem organizați, tată, la nefăcut chestii. Noi fiecare dă capul lui așa. Păi ce vrei, să iasă haos? Hai, deci cum e cu DNA, cu astea, că deja ne-ați enervat, domnul Toader? Înainte de a accepta demnitatea de ministru al justiției, am discutat cu liderii coaliției de guvernare. Am primit garanții de neimplicare a factorului politic în activitatea ministerului, în deciziile pe care le voi lua ca ministru al justiției. Ceea ce s-a respectat, se respectă și în prezent. Domnule Tudorel, pe bune, ce faceți? Ce faceți? Vă jucați cu nervii noștri? Nu că nu ne-ar plăcea, că se joacă toți cu ei. Dar am vorbit cu oamenii ăia în Japonia să vă învoiască. Lăsați-l, lăsați-l până Tudorel să vină să rezolve cazul. Că are un raport făcut, are el un plan, are o investigație. Mă rog, ce are el acolo? Niște foi, are ceva. Potrivit legii, voi prezenta în camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfășurată la nivelul Ministerului Public, la nivelul DIICOT-ului, la nivelul DNA-ului, distinct de raportul pe care îl voi prezenta în Parlament săptămâna următoare, în cursul zilei de joi, la o oră pe care o voi anunța în timp util, voi face o informare de presă. Nu, deci nu e posibil așa ceva. Eu refuz să cred că s-a întâmplat chestia asta azi. Nici dacă montam o piesă de teatru la un balamuc, nu puteam asista la o astfel de scenă. Domnule Toader, v-ați întors de urgență din Japonia să ne spuneți că aveți o treabă în Parlament săptămâna viitoare, joi? Joia viitoare? Păi nu ziceai, matale, la telefon zilele trecute, la televiziuni, că nu mai ai nevoie de nimic, că nu mai stai după nicio inspecție, că nu trebuie amânat, că vii în țară și harști? Consider că la acest moment nu mai este necesară inspecția judiciară, sesizarea inspecției judiciare, pentru că dacă aș sesiza, ne-ar prelungi cu mult, ar trebui să așteptăm soluționarea rezultatele verificării inspecției judiciare. Incredibil! De ce ai venit? De ce n-ai mai rămas, neatul Dorele? Ce, tu credeai că vrem să te vedem sau ce? Ne punem un episod din Ștrumf și ne uităm la Gargamel dacă ni se face dor de matale. Nu te-am chemat, tăticule, să ne faci terapie de grup. Nu vrem să te mângâiem pe blană ca să ne treacă depresia. Hai, urcă-te repede în avion, du-te înapoi la japonezi, că ne-am făcut de râs și la oamenii ăia. Te-am învoit de la întâlnirile alea importante, nu? Zile că ai fost deranjat la stomac și ai stat un pic mai mult la budă. Gata, domne, s-a tras la poartă. Păi da, în martie mare congres la PSD. Dacă ai fi zis asta acum o lună, da, faceți, domne, un congres, că poate nu mai e lumea cu dumneavoastră în partid. Dragnea ne-ar fi tăiat-o. Ce congres, domne? Ce stăm noi acum să pierdem vremea, mă? Să discuții sterile, să gargară ieftină, în loc să guvernăm, în loc să facem bine pentru oamenii care ne-au ales și care-s vai de capul lor, duc greul acestei țări. Domnul Dragnea, iertare, domne, ne-am luat cu DNA-ul, cu astea, cu procurorii și matale, dădeai semne clare de circ politic, dar noi nu te băgam în seamă. Scuză-ne.
Voi propune colegilor din CEX convocarea unui congres extraordinar. Asistăm de o perioadă bună de timp la dezbateri aprinse în societatea românească, care este plină de turbulențe, dezbateri în domeniile, în mai multe domenii, în economie, în fiscalitate, sănătate, educație, justiție, salarii, pensii. Și PSD-ul trebuie să aibă o poziție foarte bine definită, foarte clar definită în cadrul acestor dezbateri. Nu, Evo, nu, n-ai ce să mai zici, e ceva așa. Asistăm la o perioadă de dezbateri pe economie, pe fiscalitate, pe alo, alo. Domnule Dragnea, mă scuzați, dar în ce univers paralel trăiți dumneavoastră? Asistăm la o perioadă în care voi faceți numai tâmpenii și noi zbierăm la voi. Bă, oamenilor, faceți tâmpenii. La asta asistăm. Nu pic așa, domne, niște discuții din cer. Credeți că ne arde nouă să discutăm despre fiscalitate? Nu! Voi ați făcut un rahat pe fiscalitate și ne obligați să discutăm despre asta. E atât de simplu. Deci PSD-iștii fac congres ca să stabilească și ei ce zic pe aceste teme. N-aveați nenea cu hamster program de guvernare? A? N-aveați voi totul pus la punct, pe zile, pe ore, pe minute? Brusc v-a luat așa amețeala? Nu mai știți subiectul, a? O fi de la vremea de afară? Vreau să eliberăm societatea românească de presiunile pe care le pun grupuri nedemocratice și ilegitime asupra instituțiilor democratice. Vreau de asemenea să ne implicăm serios în democratizarea societății românești și a pune instituțiile de forță în matca lor, strict în matca lor constituțională. Aoleu! Și nu puteți să matca instituțională să astea că n-ați făcut congresă? Deci, practic, voi ați vrea, dar nu puteți să respectați Constituția țării pentru că n-aveți mandat de la partid. Că asta ne ziceți. Serviciile au ieșit din cadrul Constituției, își fac de cap pe ogoare și câmpii, dar nu puteți să acționați cu Parlamentul pentru că nu v-a dat voie partidul. No, e foarte logic, da. Ca la Casa de Nebuni, ca la Balamuc. Cum ar fi, Nea Livache, să vă schimbe ăștia la congres? A? Vai, ce-am mai râde. Am râde de ne-am sparge. Să martie. Tocmai ce-a anunțat președintele Liviu Dragnea. O să discutăm azi în CEX, eu e prima dată când aud. Mulțumesc. Iar de congresul PSD, tocmai ce-a anunțat. Nu este nevoie. Anunțat președintele partidului. Partidul este unit. Hai, acum nu vă certați de la asta. Lasă. Poate faceți un congres ca să vedeți dacă faceți congres. Nea Livache. O comisie, tati, a? O comisie specială, da, tare, și fii atent. Și îi chemați la audieri pe membrii PSD. Ia-o, că e bună, dai și matale o bere când... Lupte mari, societate divizată, se aruncă probe, vorbe, se fac scenarii, se fac și multe povești. Haideți să facem un pas în spate și să încercăm să formulăm întrebări ceva mai profunde. Vreți? Uite, lansez eu una. Cum se face că după 30 de ani de la Revoluție, tema noastră principală este tot jos comuniștii? Și vă rog, nu ne isterizăm, nu ținem cu nimeni, da? Doar întrebăm. Haideți, măcar atât dați-ne voie, ăștia care aveți doar certitudini, să punem întrebări. Putem? Mulțumim! Deci, ce spune oare despre noi faptul că după 30 de ani am rămas în logica asta, să moară comuniștii? Am avut unele frământări zilele trecute, de fapt toată săptămâna. Acum m-am liniștit. În prima fază, domnilor, omul de afaceri fură. Mai departe, anticorupția lui Băsescu a fost anticorupție sau a fost tot o luptă pentru putere? E limpede că pentru Băsescu anticorupția a fost un discurs prin care a înlocuit un pol de putere PSD-ist al lui Năstase cu un pol de putere PD-list, în care serviciile, parcă altele decât cele de până la Năstase, au intrat și mai mult în joc. Și n-avem nevoie de o comisie parlamentară pentru concluzia asta, nu? Corupția care îl sărăcește pe cetățean este marea corupție. Cea care face să se dreneze mii de miliarde de lei în buzunarele unor clienți politici.
E clar, pare că misiunea societății noastre de ani și ani este: bă, ne conduc corupții, trebuie să-i dăm jos. Odată dați jos, vom conduce noi, oamenii curați, și vom face o societate mai bună, mai dreaptă, mai curată. Serios? Oare am făcut pași pe drumul acesta? Și cam câți? Unii se mulțumesc cu genul ăsta de luptă: nene, și unii și alții au bube, dar atât timp cât intră unii la pușcărie, tot e bine, se mai curăță între ei. Și așa, ușor, ușor, instituțiile se mai limpezesc și ele, devin mai puternice, mai independente, mai aproape de ceea ce ar trebui să fie. E un punct de vedere. Dar unde văd un risc? Unde sunt convins că e un risc real de percepție? În faptul că legăm totul, mai exact bunăstarea societății noastre, de lupta anticorupție. Da, alarmant de mulți oameni, în opinia mea, au impresia asta, indusă foarte bine de manipulatorii de serviciu, că această luptă se va termina așa, într-o zi, gata. Am făcut anticorupția și din acel punct societatea noastră va fi una a bunăstării. Nu cred asta. Cred că e o capcană și ar fi bine să nu-i mai dăm târcoale. Datele Eurostat arată că România are cel mai mare procent de cetățeni săraci din Uniunea Europeană. Jumătate dintre români au lipsuri sociale și materiale grave. PIB-ul României s-a mărit de aproape 10 ori, rețineți, de 10 ori de la Revoluție, însă inegalitățile din societate s-au tot mărit. Mult prea multă sărăcie, mulți prea mulți bani pentru unii, foarte puțini. Ține asta de anticomunism? Ține asta de lupta împotriva corupției? Mă tem că nu. Vedem un PSD, comuniștii, nu? Care prezintă politici de taxare criminale pentru cei cu venituri mici. Și cei mai răi neoliberali ar fi invidioși pe măsurile luate de PSD împotriva oamenilor săraci. Sunt măsuri care sunt așteptate, de exemplu mărirea salariului minim la 1450 de lei, care va fi operată imediat, nu știu dacă chiar mâine seară, în prima ședință de guvern. E, nu crește nimic, nu se întâmplă nimic. Ba, din ce vedem, revoluția fiscală scade din salarii în unele sectoare. Cert este în acest moment că avem toate cărțile puse pe anticorupție. Nu zic că e rău, atenție, democrația nu poate sta în concubinaj cu corupția, dar nu este suficient, fraților. Știu că această luptă trebuie să continue, că DNA ca instituție trebuie susținută de toată lumea, că CSM-ul trebuie să fie mult mai coerent și mai puternic, că justiția nu trebuie să se amestece cu serviciile, nu trebuie să fie un câmp tactic al SRI, cum a zis Nenea Maior. Și mai știu că toate acestea trebuie să conducă la o societate în care bunăstarea să fie pentru cât mai mulți, nu doar pentru unii. Juma-juma, una ție, una mie, două ție, una, două mie. Și foarte important, pe lângă furtul cu sacoșa, trebuie să fim foarte atenți la furtul cu legea în mână, la toate aceste programe de guvernare care duc la sărăcirea celor săraci și la îmbogățirea celor bogați. La fel, povara fiscală e dusă de cei cu business-uri mici și medii, nu de cei cu business-uri mari, care știu unde să-și facă lobby și mai ales unde să dea ce e de dat. Mă rog, mai aduceți popcorn, că filmul e departe de a se termina. Din categoria ce vrăji au mai făcut parlamentarii noștri, avem așa, pe repede înainte. 1. Au votat, gata, superimunitatea judecătorilor de la Curtea Supremă. Cum ar veni, zeii din CCR vor putea fi arestați, reținuți ori trimiși în judecată doar cu acordul colegilor. Nu mai insist, am vorbit despre subiect, să fie sănătoși. Eu tot trag speranța că nici măcar nu se pune problema ca membrii CCR să aibă vreodată nevoie de vreo imunitate. Încă mizez pe integritatea unor oameni în vârstă, aparent citiți, cu legile la zi și toate țiglele pe casă. Mi se pare că m-am mai ocupat eu de ei în urmă cu 3 ani. Sau poate că PSD-ul pregătește desigur terenul pentru viitorii judecători CCR. Cine știe cu ce poame ne trezim pe acolo? Nu, că te poți aștepta la orice. Acest partid e mai tare și decât Andreea Marin când vine vorba de surprize.
Așa, mai departe, alt subiect. Accesul condamnaților penal în Parlament. PNL-ul se opune, PSD-ul, desigur, n-are nicio problemă. E atât de mult de discutat aici că ne-ar apuca alegerile. O chestiune care atinge pe alocuri absurdul, atâta vreme cât se știe un om cu cazier nu se poate angaja măturător în Parlament, dar poate să se facă parlamentar și să scrie legi. Până la urmă, cred că filtrul final va fi alegătorul. El decide cu ștampila în mână dacă vrea sau nu hoți și corupți în legislativ. Asta în cazul ideal. În viața reală ați văzut că alegătorul poate fi influențat. Au grijă băieții și de asta. De când aveți apă, la Slătioara este 2,93 lei și la Slatina este 5,35. Subvenționată de primăria Slatina. Acest lucru s-a putut face. Dar reține un aspect extrem de important. Se poate face atunci când suntem în familie și suntem prieteni. Dacă de pe data de 10 nu rămânem o familie și mergem cu javrele, apa trebuie să ajungă la prețul din spate. Și punctul al treilea, a ajuns în cameră un proiect PNL cu alegerea primarilor în două tururi. Un proiect fără nicio șansă, din păcate. O să mai vedem noi două tururi la locale când se va desființa PSD-ul, sau poate nici atunci. Că nici cu PNL-ul nu se știe. Vorbim totuși despre partidul care anul trecut, într-o comisie a Senatului, a reușit performanța de a uita să-și susțină propriul proiect. Un senator liberal s-a abținut când s-a discutat acest proiect și s-a dat un aviz pe proiectul respectiv, iar doi au lipsit. Pot să vă spun că a fost o mare vânzoleală în Parlament, ca întotdeauna. Când începi o chestiune nouă, până încep lucrurile să funcționeze cu un anumit făgaș, se mai întâmplă astfel de gafe. Aha! Era vânzoleală prin Parlament și de-aia au uitat liberalii să-și susțină proiectul de alegere a primarilor în două tururi. Un proiect, repet, foarte important. Da, sună plauzibil, cum să nu. De altfel, cu atâta vânzoleală, unii liberali nici n-au aflat că s-a desființat USL-ul. Da, alianța lor cu PSD-ul. Câțiva dintre ei sunt atât de dezorientați încât atunci când merg la muncă în Casa Poporului își cumpără bilet de intrare ca turiștii japonezi. Wow! Oh! Ho, ho, ho! Ce mare e! Ți câtă lume! Noi ce căutăm aici? A? Ține-i liberal, ține-i liberal care nu știe de capul lui, ține, ține! A, v-am povestit într-o seară despre o doamnă europarlamentar care a zis că nu înțelege, auzi-mă la ea, nu înțelege cum e posibil ca Liviu Dragnea, anchetat de Olaf, să rămână președinte al partidului. Atenție, o doamnă din grupul socialiștilor, deci colegă cu PSD-ul. E vorba de Ana Gomes, europarlamentar portughez. Sau Gomes? Gomes, bă, că e portughez. Am zis bine, domnul Băse, că Matale era expert în portugheză. Se pare că erau cetățeni francezi care fusese, își făcuse un ciclu, contractul. Nu râdeți, nu râdeți! Nenea ăsta e responsabil pentru ce se întâmplă acum cu țara. A făcut el stat de drept, da, felicitări, tată. În fine, ideea e că doamna insistă să-l certe pe Dragnea. Misappropriation of European funds that involves creating, as it said there in the press release of Olaf, a criminal gang by Olaf against Mr. Livio Dragnea to step aside these people so that indeed investigations and prosecutions can take place properly. Ce zice domnul Dragnea femeia asta? Ce fel de social-democrat este ea ca să te bârfească pe Matale pe la Bruxelles? Auzi la ea, criminal gang, și ci că să te retragi, așa ar fi corect? Ce e, mă, corect, auzi? Ca să poată procurorii ăia să te ancheteze în liniște. Dar cum își permite, domne, să se amestece dânsa în treburile interne ale României și mai ales ale partidului? Și apoi, domnul Dragnea, chiar am uitat să rezolvăm problemele astea sau ce? Nu sunt jurist. Nu sunt jurist. Vorbiți cu juriști, cu avocați, cu judecători, cu procurori.
Ba mă, Nelivache, femeia te bănuiește că ai băgat mâna până la cot în banii cetățenilor europeni și te somează să te dai la o parte. Ci că ea n-are chef, domne, să te protejeze chiar dacă ți-e colegă. Că așa se face pe la ei prin străinătate, cică. Oamenii politici se retrag atunci când sunt bănuiți de diverse furtișaguri. Niște fraieri de încolo. Ăștia habar n-au pe ce lume trăiesc. Ăștia-s din Europa aia paralelă, nu e clar? Nu sunt jurist, nu sunt avocat. Și ați văzut ce face Dragnea, nu? Ați văzut mai devreme. Organizează un congres ca să fie reales. Logic. Să le arate tuturor că încă are destul sprijin. Încă e suficient de solid pe picioare ca să se pună problema retragerii. La acest congres veți cere și un vot de reconfirmare a dumneavoastră în funcția de președinte al partidului? Categoric da. Da, da, să se audă peste tot, băi, de la Videle până în Bruxelles și de la Constanța până la Lisabona. Să fie clar pentru toată lumea cine-i tăticul în PSD, cine-i dedi, băi. Nu, că au început să-l supere unii până și pe aici, pe plan intern. Domnul Codrin Ștefănescu vorbește cam mult față de poziția pe care are în partid. Cam mult și cam rău. Oh, dar ce aveți, domnul Dragnea? Cam nervos totuși, cam nervos. Ce v-a făcut Codrin? Tocmai el care a venit cu bodyguards la Curtea Supremă să vă apere de fraieri. Poate vorbește cu organizația PSD Marte ca să nu vă voteze la alegeri. Mare atenție, mare atenție, că omul e influent. Nu vă puneți cu el. Vai, vai, cel mai mănâncă gingiile pe Răzvan al nostru. Auzi ce subiect a găsit el pentru azi. Biserica și impozitele. Puh! Cum să întrebi așa ceva, nebunule? Cum? Auzi, credeți că biserica trebuie să plătească impozit? De ce da sau de ce nu? A, și încă una foarte tare. Vă dau preoții chitanță? Cum, domne, să nu dea? Nu, că aveam eu una pe la mine, da? Nu... Nu o găsesc acum. Vax populi. Nu știu dacă ați văzut iar acum se pune problema ca biserica să plătească impozit. Vreau să vă întreb dacă mi se pare normal sau nu. Eu cred că trebuia de mult. Pentru că, domnule, eu n-am nimic cu popii. Dar eu când îl văd pe Daniel ăla, domnule, are 180 de milioane pe lună. Foarte mult. 180 de milioane pe lună, are cât 50 de pensionari ca noi. Toată lumea, domnule, să contribuie la dezvoltarea asta a României. Dar și chiar și ce dacă sunt popa mână numai de luată, da, nu? Adică ar trebui să plătească impozit biserica? Nu. De ce? De ce nu? Păi, dacă și de aici se impozitează, atunci se impozitează orice. Și biserica ar fi care treaba că... Cum avem noi datorii și astea și plătim la stat și cu toate. Așa zic eu după mine. Că toți. Noi nu plătim? Noi nu plătim la tot, la tot? De ce biserica nu și ceilalți da? Acolo se duc tot felul de enoriași, de bună credință. Consider că și cei care slujesc în biserică sunt de bună credință. Protejați ei? Sunt, nu știu, tare de tot. Tare de tot. Sunt protejați de hoții ăștia care conduce România. De ăștia care a scos toate bunurile de România. Nu mai numără banii, nu mai știe să-i numere, măsoară la metru cub. Nu vă pare rău ca noastră să plătiți impozit și ei, nu? Nu simțiți nimic, nu neregulă cu asta? Nu. Atâta timp cât înțelege poporul, adică cum să spun, și nevoiașii și astea, ca să-i ajută și să înțeleagă când nu are la o mormântare la astea, eu a zice că nu trebuie să plătească. Sunt protejați, sunt mai... De ce nu plătesc acum impozit? Păi acum depinde de guvern, nu depinde de mine ca să... dacă îi pune sau nu. Ați văzut vreodată vreo chitanță de la vreun părinte care a venit pe la noastră? Da. Ați văzut? Da. Chiar părintele de la noi, de la Teiș. Plătești pentru biserică, îți dă chitanță. Dar spuneți că ar trebui să plătească impozit, ca toată lumea cum ar veni. Da. Chitanță să mai dă, doamnă, când mai vine? Da, pentru taxa bisericii să da. Pentru alte lucruri? La mormântare s-a dat o sumă de bani și mi-a dat o chitanță mai puțin. O sumă mai mică? Așa, dacă mai vine să vă mai ceară contribuții, bănuiesc că nu să dă pentru așa ceva chitanță. Contribuții?
soluțiile pe an, care e 60 de lei pe an. Nu, dar dacă mai vine cu botezul sau cu altceva, ai mai de lumea, acolo bănuiesc. Nu se dă chitanți. E, și dacă e joi, e muzică bună cântată live aici în platoul Starea Nației. Crowd Control este o treabă de familie. Cei doi frați Gabăr și solistul Bucureci provin din același oraș și cântă împreună din anul 2008. Trioul de Electrofusion are la activ peste 60 de cântări și participări la festivaluri din România, Germania și Israel. Ascultăm în această seară imediat piesa Devil. Nu uitați de reluări de ediția noastră Best of din weekend, sâmbătă la ora 12, și nici de site-ul și de aplicația noastră Starea Nației. Am pornit zilele astea o revoluție, aflați de pe pagina mea de Facebook și de pe blogul meu pătraru.ro despre ce e vorba. Rămâneți cu Crowd Control, noapte bună! The devil is running.